Bună seara, fraților, și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de Players Unknown Battlegrounds. Și înainte de toate vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, pentru că, după cum am spus, nu mă așteptam să vă placă atât de mult revenirea acestei serii de PUBG. Și iată-ne încă un nou episod aici, ne jucăm pe arta aceasta micuță. Din păcate, sunt solo FPP, dar ăsta nu poate fi un lucru rău, pentru că, bro, ne dăm direct pe bătaie, băieți. Vreau să văd dacă sunt și eu în stare să rezolv ceva. E harta aceea cu bunkere, sticky bomburi nebunii. Unde mama naibii să... Aaa, perfect, băieți. Și cred că deja pot să sar. Deci deja sar, pentru că e harta foarte mică și putem sări cu mult timp înainte. Băi, nu uitați, înainte de toate, dați acolo cât mai multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri. Vă mulțumesc din tot sufletul dacă ați apăsat chiar acum pe acest buton de like, pentru că mă ajută extrem, extrem de mult. Și uite că m-a ajuns tocmai bine, ești nebun? Ia să vedem câți mai vin aici. Opa, ăla cred că vine cu ace. Băi, eu trebuie să intru primul în casă, da, ăla vine în coace, mamă, deasupra mea, foarte mulți player pe harta mică, băieți, aia înseamnă că o să fie cu scandal mare, boys. Hopa, boom. Vesta Energy. E pe casă, mă? Ăla credea că am rămas fără gloanță, de eu îi dădeam numai pistoare, deci nebun, bun, unul mort. Și avea shotgun ăsta, băieți. Mă puteau omorâ cu shotgun-ul, băieți, mă puteau omorâ rău de tot, nu-mi place. Bun, și mai sunt mulți pe aici, 100%. Ușa s-a lăsat să-mi ia deschisă, mă? Tactical stock, quick draw. Hai, quick draw, bandaje. Ia să încarc eu ăsta, să fiu sigur că e încărcat. Băi, zona e pe mine. M-am uitat după vreun bunker unde pot intra. Bă, doar unul era aici, mă? Aici parcă e cam puțin loot. Dar aparent doar unul era și avem un M4. Bun, bun, altă treabă cu M4. Altă stabilitate. Flash hider, quick draw. Avem și un half grip, chiar dacă half... Dico-i grenade? Asta e item, nu! Angle forge e mai bun. Bun, și acum, uite, luăm 2x scope, luăm astea. Băi, nu uitați jocuri extrem de ieftine doar pe Neba! Aveți link-urile acolo jos în descriere, băgați și codul Zăzandrei, pentru că mă aștept și pe mine, dar vă aștept și pe voi. Trebuie să vedem un bunker, uite aici, bunker. Ce făcea ăla, mă? Ăla, ăsta luta, ești nebun? Mamă, ăsta n-avea nimic, doar alerga? What? What were you doing, bro? Bun, hai să mergem. Mamă, s-au împușcat aia non-stop, ești nebun? Băi, doamne, aștept să găsi și noi un bunker bun. Un bunker bun, e cel 37 de persoane rămase în viață. Băi, e foarte greu să supraviețuiești pe arta asta, pentru că imediat cum te dai, cum te parașutezi, direct scandal, bro, direct bătaie, pentru că e extrem, extrem de mică. Nu cred, nu, n-are stack, bunkerul ăsta cred. Rip, n-are stack, nu putem intra în el. Și n-am nici sniper. Hai să luăm vesta asta mai bună măcar. Băi, vesta 2, casca 2. Am văzut un bunker, uite acolo unde putem intra. Wow, bombardament. Problema e că nici nu prea am gloanțe, mă, am nevoie de un bunker bun. Nici în asta nu pot intra, bă, gameș. E loterie cu bunkerele astea, mă. Și până acolo ca să ajung ăsta. Uite, uite, pe aia, uite, uite. Uite, îl văd, el nu mă vede, băiți. Mort. 3 kill-uri până acum.
Ăla se bătea cu alții, nu? Yep. Nu știu unde s-a el, se băteau cu ăsta. Bun, acum aș vrea să intru în buncăr. În buncărul ăla. Kendrick a vrut buff current HP level, ok. Wow, ce făcea ăla, mă? Bă, și ce hituri mi-a dat, cu ăsta se bătea, mă. Uite câte chestii avea. Military vest. Bun, mai bun military vestul, zic eu, nu? Wow, cum m-a omorât, mama, m-a omorât foarte repede, dar nu știu, mi-a dat cap. Băi, și am dat foarte multe hituri, v-ați văzut, tot spray-ul l-am prins, ești nebune, azi vedem, deadcam. Ba, aveam cască de 2 full și vestă de 3 semi-spartă, dar eu sunt curios cum m-a omorât atât de repede. Frate, am dat tot burst-ul pe el. Aici am dat hit, mama, m-a avea vestă 2 și cască 1. Aici am dat hit, bun. Uitați cât de low era și eu eram mai, dar avea mai multă vestă decât el, bun. N-avea nici, bă, n-avea nici măcar un red dot ceva, ia, ia. Ia, zi-mi ce-a făcut, ia. Ia. Wow, i-am dat cap. Băieți, what? Încă o dată. I-am dat cap și n-a murit. Mamă, și aici am dat multe hituri. Bun, încă o dată, își dă heal-ul. A ieșit, se mișca ca botul, bro. I-am dat cap, n-a murit și m-a omorât el. Și aveam cască de 2 full și el are cască de 1. Cred că mi-a dat mai multe hituri în camă, dar nu i-a sărit. Ia uitați ce bot, ia. Coaie, toate gloanțele s-au dus în capul meu. Bă, zici că avea 9 recul, ești nebun? Bă, a tras bine rău de tot ăsta. Băi, oricum a fost o arenă faină, dar trebuia să-l omor, deci am dat cap. Ați văzut, nu mai avea cască și mai avea atâta viață. Și el toate gloanțele mi-a dat fix în cap. Eu nici n-am apuc, nici nu mi-a scăzut viața, am murit direct, gen. Ok, asta a fost foarte dubios, băi, scrieți și voi în comentarii o părere, dar mi s-a părut destul de dubios, sincer să fiu. Bun, hai să mai băgăm o arenă și vreau să discutăm și pe seama unui subiect. Băi, fraților, și pentru că nu vreau să fie plictisitor, adică nu vreau să alerg pe hartă după jucători să mă bat cu ei sau să fiu mega tryhard să mă pun într-un colț pe burtă și să aștept să ajung în top 10 sau ceva de genul, o să ne dăm pe bătaie, băi, să ne jucăm pe harta aceea cu trenul, este o artă nouă pentru mine, m-am jucat de 2 ori maxim pe aia, ceva de genul. Și vreau să mergem unde am putea noi să ne dăm la bătaie, băieți. Unde am la Castle, ce ziceți, bine? Cred că o să-și dea mulți la Castle, sincer. Să uite, chiar aici mă gândeam. O să-și dea mulți la Cantra. Și eu fiind lângă, o să lutez și o să mă pot bate cu ea. Acum să vedem dacă rezist. Băi, vreau să vorbim despre o chestie. A lăsat un băiat un comentariu și a zis ceva de genul: Bandri, dar nu crezi că ar fi mai bine să editezi și să pui doar fazele interesante? Adică nu, sau mă rog, să pui doar clipurile interesante. Adică nu un clip în care bați 3 jucători și după mori. Și răspunsul meu este același pe care îl spun de fiecare dată. Ca în clipurile de CSGO competitiv, băieți, la mine pe canal se postează realitatea. Adică dacă voi vedeți pe canalul unui jucător doar victorii de PUBG, aia nu înseamnă că el le face extrem de repede. El poate să stea 8 ore să câștige un meci de PUBG. Eu postez imediat cum intru în PUBG, ăsta este primul clip pe care îl filmez, da? Prima arenă ați văzut-o adineauri, aia am bătut 4 oameni și am murit. Aia a fost prima arenă, asta e a doua arenă de când am intrat acum în PUBG. Nu editez nimic pentru că vreau să vedeți și cu bune și cu rele. Adică nu vreau să vedeți doar momentele în care dau 360 no scope, bam, headshot, headshot, bat 4000 de player, știi? Nu, vreau să vedeți și momentele în care dau fail-uri ca să vedeți exact așa cum sunt eu. Pentru că eu sunt un YouTuber true, vreau să spun. Adică nu mă ascund după dege să spun, mamă, cât de bun sunt. Bă, am și momente bune, am și momente rele și vreau ca voi să vedeți exact totul. Uite, acum dacă mă moare unul, asta e, punem pauză, intrăm în altă arenă, dar vă arăt, știi, ca să vedeți ca, cine știe, poate pe viitor, să nu faceți și voi aceeași greșeală sau să vedeți că nu e chiar atât de ușor pe cum pare. Mamă, dar se împușcă aia rău de tot, nu? Bro, pare că se împușcă rău de tot aia. Bă, ăsta așa. Hai să lutăm așa, mamă, cât de greu lutez, nu?
Oh. Mamă, ăla-i trenul de se mișcă, bun. Vesta 2, bun, îmi place. Bun. Bă, tactica stocul la mine. Aș vrea să, să mă bat cu ea, poate mai prind și un loot, mamă, dar m-am dat la căsuțele astea. Eu nu știu harta și nu știam că sunt atât de slabe. Căsuțele astea. Mă, deci aia se băteau acolo, fix acolo se băteau. Ia să mergem noi acolo, către zonă. Că văd că s-au bătut și pe acolo. Mamă, n-am un red dot nimic pentru arma asta. Mamă, măcar un red dot de-mi dădea să pot să dau și unii cum trebuie, că nu pot, nu pot să trag așa, credeți-mă. I can't do that. Băi, încă o dată, nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri dacă vă place seria și dacă mă susțineți, bineînțeles, și dacă vreți să postăm mai multe clipuri. Vă mulțumesc din tot sufletul dacă ați apăsat chiar acum pe acel buton de like, pentru că mă ajută foarte mult. Și vreau să văd de unde se auzeau, băiți. Poate s-au bătut pe aici sau acolo. E lutat, boys, nu? Păi și ăla care l-a omorât pe ăsta, unde s-a dus? Cred că la casele de acolo s-a dus, nu? Păi și cel care l-a bătut pe prietenul nostru? Uite, de-aia îmi plac mai mult hărse unde mă dau direct pe bătaie, bro, că nu pierdem timp. A intrat cineva pe geamul ăsta? Sau s-a tras? Nu cred că stă nimeni în chem, mamă, da. Pa, pa. What? Cream că e Carla, cum arăta. Uite, bă, măcar cu 2x-ul să dau, ești nebun. Compensator de MSR, Flash Hider. Bă, ascundem. Mamă, pe bune. Așa. Se trage și din spate. Opa. Deci în partea aia se bat. Ideea este că... Dar trebuie să intru în zonă. Mi-e cam frică să nu fiu unul camp prin casele astea de aici. Că vă dați seama că mă face pilaf și de mână dacă stă camp pe undeva și eu alerg ca nebunul să lutez. Uite, rucsac de 2. Finally, bro! Și un red dot, finally! Știți ce aș face? M-aș duce în stație să aștept următorul tren. Trenul ăsta o să plece repede în ajun la el. Nu se bate aia pe partea cealaltă a podului. M-aș duce în stație să aștept următorul tren. Că vine încolo. Sau să mă duc cu pe josul. Aș putea să mă duc cu pe josul doar ca să mă bat mai repede cu ei. Bine, pot să mor și în chinuri, aia e problema. Uite, opa. Îl vedeți, nu? Ia uite și o mașină acolo. Deci l-ați văzut pe băiatul ăla. Uite. Dar nu trag acum după el pentru că nu-l nimerez, doar consum gloanțe și îmi dau de gol poziția. Și până la urmă eu trebuie să trec la cosa înghețat. Și mai văd pe unul, uite. El m-a văzut. Nu, are car. Level 500, băiți. Iubesc jocul ăsta. Stăteam, bam, sta pe loc și nu m-a nimerit. Bam, sta pe loc și nu m-a nimerit. În timp ce fug îmi dă cap. Păi, e real. Știți ce mi se pare mare porcărie în jocul ăsta de infecții? Știți ce mi se pare mare porcărie? Că nu mai pot să selectez arta. Sau ce puțin nu sunt eu stare să selectez arta. Uitați-vă la el ce facea cu aia. Mamă, dar uitați-vă cât era în zonă. Uitați-vă pe arta mică, în dreapta. Și doar pe mine, mă vede, uite, m-am oprit. Pe loc, eu îl nimeresc, el nu mă nimerește. Din fugă, nu m-a nimerit iar și uitați aici, băieți. Fugeam. What? Nici n-a dat pe mine. What? Eu fugeam în stânga și l-a dat în dreapta. Hai mă, bro, spuneți-mi voi dacă a dat pe mine acum. Bine, știu că poate arată replay-ul greșit, dar eu fugeam în stânga, bro. El a tras în dreapta de mouse și m-a nimerit. Coaie, pe bune, mă. Cască level 2, băi. Cască level 2. One shot car. Nu m-a nimerit deloc, ia uite. Nu mă nimerește când stau pe loc și îmi fug, ia uitați. Bam.
Așa este jocul ăsta, băieți. Aha, ce ne place PUBG-ul, băieți. Uhu! Deci nu cred, bă, frate, repet. De două ori am stat pe loc, de două ori nu m-a nimerit deloc. În timp ce fugeam, voi ați văzut cum a nimerit cu carul, da? În timp ce fugeam. Și gen, ideea e că ținta lui era... Mă rog, iubesc PUBG-ul, băieți. Bine că le-a dat pe harta aceasta, care și asta este micuță, Sunhawk se numește. Și vreau să-mi dau lângă bootcamp, pentru că foarte mult sigur o să-și dea la bootcamp. Eu aș vrea să-mi dau acolo. O să-și dea cineva și acolo 100%, că o să se gândească mai mult la strategia mea. Deci, pe bătaie, băi, uite, dacă era unul din acei youtuberi care posta doar faze, wow, și mai știu eu ce, deja, frate, nu mai știați că există partea asta din videoclip, știi? Nu, eu las, pentru că vreau să vă arăt, uitați cât de greu este să câștigi, de fapt, știi? Că unii se chinuie 10 ore, asta este, frate, unii au impresia că genii intră în PUBG și gata, prima arenă, bam, prima victorie, fără warm-up, fără nimic. Uite, eu fără warm-up am făcut 4 kill-uri în prima arenă și am dat cap ăluia care m-a omorât și a rămas cu atâta viață, gen, știi? Dar, na, eu vă arăt exact totul exact așa cum este, băiți. Și, repet, nu uitați să scrieți acolo jos în comentarii ce părere aveți de cum a omorât tipul ăla. Deci mie mi se pare, nu știu, ireal să mor, e dubios rău de tot, omul, bro, dubios rău de tot. Și totuși avea level 500, gen. Și l-am nimerit cu M4 cu 2X, gen. What the fuck, bro. Sau cu Red Dot, ce dracu aveam. Bun, bă, nimeni aici? Ia uitați la bootcamp, băieți, ce v-am spus eu. La bootcamp e unul aici, unul aici. La bootcamp e nebunia de pe lume, băieți. E unul aici la mine. Bun, ăsta e mort. Îmi pare rău, bro, te-ai dat unde sunt eu. Un meci mai prost, putem spune. Mai e vreunul aici? Băi, eu doar pe ăsta l-am văzut. Sper că nu m-am grăbit sau ceva. Ăsta o să-l folosim pe post de sniper, băi, deci cu... Bă! E unul în casa aia, lul. N-am armură, n-am nimic. Sunt mort, băieți, sunt mort. Sunt mort. Coaie, cu ce a dat? Bro, n-am armură, n-am nimic. Trebuie să lutez, n-am ce faci. Nu se arată la aici de mult. Am dat hit, bun. Flare gun, boys. Ma. Da, vest îmi dai? Îmi dă flare gun, dar vestă nu-mi dai de mult. Bun. Și ceva, cred că o să scot eu ăsta. Mamă, și 6X am. Și cred că mă risc și mă duc să-l pușez. Hai, tovarășe, gata. Backpack de 3 avea nebunul. Tommy gun, chestii, bă, șmecher, mă, ăsta, mă, băieți, mă, șmecher. Deci acum nu vine niciun drop. Trebuie să țin flare gun-ul ăsta, bine. Bine, 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 să trag de vam. Dăm așa. Dăm așa. Știți care este problema? Avem o problemă foarte mare, băieți. Bă, ăsta a lutat aici, mă. Păi n-a lootat. For real. Cu ei draw se mergea și să... A, stai că eu am trecut pe aici, ce prost să... Compensator DMRSR. Bun, problema este că... Eu am cubuzul ăsta doar să mă bag la depărtare, bro. În rest am un micruț și aici e unul mort, what? Sau e pe burtă? Păi, what?
Cred că era AFK ăsta, bro. Nu știu ce se întâmpla cu el, dar... Vesta 2, bun. Am auzit pe unul sau mi s-a părut? Trebuie să am mare grijă cu urma asta. 46 de persoane rămase în viață. Greu. Deci dacă aș găsi un M4A4... Doamne, ce mai fericit aș fi, ești nebun. Cel mai fericit aș fi. Hai mă, bat cu micruții, ce dracu să fac. Și da, așa îi spun eu micruții, știu că e micro-Uzi, dar... Micruții îi spuneam acum ultim, când abia a apărut PUBG-ul. Că sună mai fun. Da, stai, că deja aveam un extended. Eu îți dau n-am de 3, n-am nevoie. Vedeți pe cineva? Bă, sincer, nu prea văd. Uite o barcă, în schimb, am o barcă, deși nu vreau să mă folosesc de ea. Fac și mult zgomot aiurea. Flash Hider, n-am nevoie. 4X, n-am nevoie. Bă, armă, nu găsesc o armă bună, frate. Mamă, ce se bate aia. E mare război acolo. M4, boys, într-un final, într-un fucking final. Deși n-am niciun scope pentru el. Oh, vorbeam că n-am. Dar mai trebuie vertical forward chestii. Dar nu se unde se bat pe munte. 37 de persoane. Ce dacă s-au auzit? E lootat pe aici. Mamă, dar s-au bătut mulți pe aici, că sunt multe cutii. Te rog, spune că nu e niciunul camp pe aici. Deci eu vreau să mă duc unde se bate aia, băi, să mă bag și eu așa în seamă, chiar dacă pe M4 ăsta n-am nimic. Am un Red Dot atât, n-am tactical stock, n-am niciun grim, n-am compensator, silencer, orice. Nimic, nimic, nimic. Și aici aș putea să dau flare-ul, băiți, uitați. Aș putea să dau flare-ul aici, nu? Dar o să vină toată arta, mă, dacă dau flare-ul. Bună, te-ai mort. Hua! Cât să mai dau unii, băieți? Cât? Să nu vină unul încet acum. Mamă, M24 are ăsta, băieți. Să mă... Da, nu, că ăsta are mai multe gloanțe. Eu, sincer, o să trag tot cu ăsta, băieți. Sincer. Aș pune un quick drop ăsta. Dar nu știți ce fac? Punem, uite, așa. Și pun, uite, extended cu ăsta, nu? Flash header. Vertical foregrip. Multe gloanțe. Mamă, câte gloanțe are asta, băi, ești nebun.
Avea asta forță pe gloanțe. Painkillerele nu mai am spațiu, am prea multe. Las că ajunge. Vesta e cam praf, băieți. Și acum vine drop. Bă, dacă... De unde a tras cine? De unde a tras cine, mă? Mort. Te pup, bro. Mamă, ăștia chiar se pun cu mine aici, băieți. Sunt nervoși, băieți. Bun. Mamă, police vest spart. 556 painkillere, first aid-uri. Bă, sincer, aș arunca din 5 energizante și aș lua mai multe aid-uri, ești nebun. Bun, altceva nu mai am nevoie de aici, nu? Mamă, deci am bătut boys de am rupt, ești nebun, am 6 kill-uri. Întrebarea e drop-ul meu, nu vine și el? Uite drop, că tot vorbeam de lup. Mamă, dar să uite aia din bootcamp, mă. Lute-n morții tăi. Era spate! Ce ratați, bă, ce ratați. Deci era... De-aia zic că nu-i, bă, eu când găsesc flare de acum încolo, l-arunc cu aia, dau în morții lui, că gen... Mi-am dat de gol toată poziția, frate. Bă, și cât de frumos dacă puteam luta repede. Ia uitați-l. Ăsta s-a uitat la mine. Ia uite. Coai. Uite ce ratat. Bă, era în dreapta mea. Doamne, ce ratat. Cască 1, vestă 1, băieți. Îl băteam pe ăsta de lui scam, băieți. Și uitați-vă la el. M-a nimerit ăla. L-am văzut pe ăla în stânga. Doar ăștia erau. Uitați-vă la el, băieți. Uitați-vă la el. Dacă mă rata, fugeam, ghiulea. Uitați-vă la el. Na. Doamne, ce terminat. Încă merge cu crouch. Uitați-vă la el. Merge cu crouch. Încă un lucru pe care îl urăz la PUBG, bă, sunt prea multe pizde în jocul ăsta, frate, deci în jocul ăsta nu poți să alergi, să te întâlnești unul să te bați, în jocul ăsta ești nebun, îi vezi pe ăștia, merg cu crouch, merg pe burtă prin iarbă, bro, pe bune. Da, mă, fraților, păi cam ăsta a fost episodul, dragi prieteni, sper că v-a plăcut, dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută, în continuare vă doresc tuturor, bye bye.